tema pentru astfel. Pasta a 8-a. Așadar, pornim la treabă. Putem câteva de la 22, facem algebră. Au bine astăzi. Fie puncte F de tintă pe el cu valoare linier. Fie puncte F de tintă pe el cu valoare linier. Fie de X egal cu 4X plus 1. Determinați media aritmetică și media geometrică a numerelor. A mic egal cu radical din F de 3 plus radical din 3. F de 3 plus radical din 3. Și B mic plus radical, nu, e de 3 plus radical din 3. Cum ar fi e de x minus 2, domnul profesor. A, argumentul. Așa, argumentul. E de 3. Plus radical din 3. Așa. Și B mic egal cu radical din f de 3 minus radical din 3. Radical din f de 3 minus radical din 3. X și așa. Să ne înțelegem. Deci avem două numere, A și B. A-ul e radical din F de 3 plus radical din 3, da. Iar B-ul este radical din F de 3 minus radical din 3. Exact. Și trebuie să facem media aritmetică și media geometrică a numerilor astea. Hai să amintim ce înseamnă media aritmetică. Aritmetică a două numere. Înseamnă? A plus de totul pe 2. Iar media geometrică. Radical din numărul B. Radical din numărul B. Dacă ar fi fost 3 numere, una media aritmetică, începe 3, da. Bun. Bun. Și acum ce trebuie să facem? Conduce, hai Mirona, te rog. A egal cu radical din f de x, f de 3 plus radical din 3 egal cu... Deci facem f de 3 plus radical din 3, da? Alo? Da, eu sunt. Încă cu 4 pe 3 plus radical. Așa, da, da. Nu crezi că e. Da, nu. Eu sunt într-o lecție de matematică, dacă nu vă supărați. Mai târziu, dacă se poate. La 8, da. La 8, tot și eu. Da. Bun, vă salut. Deci, cât face? 4 pe lângă 3 plus radical din 3 plus 1. Care face egal mai departe? 13 plus 4 radical din 3. Plus 4 radical din 3, Maria. Te rog, F de 3 minus radical din 3. Este egal cu 4 ori 3 minus radical din 3. Da. Plus 1. Da. Și este egal cu 12 minus 4 radical din 3. Și cu 1, 13 minus 4 radical din 3. Da. Este același. Este, dar cum se numesc aceste două numere? Cum se numesc aceste două numere? Minus 4 radical din 3 și 4 radical din 3. 13 plus 4 radical din 3 și 13 minus 4 radical din 3 se numesc numere? Opuse. Opuse. Nu. Opuse sunt... 4 radical din 3 și minus 4 radical din 3 erau opuse. Da. Conjugate. Deci numerele de tipul x egal cu a plus b radical din c și y egal cu a minus b radical din c se numesc numere conjugate. Da? Sunt conjugate, da? Numere conjugate. Adică, doar aici, în față, semnul la radical, la unul cu plus, altul cu minus. Dacă le mulțim, ia să vedem x ori y, cât face? X ori y, înseamnă a plus b radical din c, pe lângă a minus b radical din c, cât va face? A pătrat minus b pătrat ori c. Deci a pătrat minus b pătrat ori c. ori la aceea produsul sumei cu o diferență. Deci vine A păstrat A minus B păstrat ori C. A este să scape de radical și să se întâmplă așa ceva. Bun. Aici trebuie să facem media aritmetică și media geometrică. Media aritmetică este cât? A plus B radical din 3 și plus 4 radical din 3 plus... Nu. Rezultatul este acesta, da? Da, așa, simt 2. Da? Deci ăsta plus ăsta pe 2. Dar e radical din... Noi am avut radical, nu? Da, noi am calculat așa, ca și... Așa. Și radical din F și radical din asta, radical din asta, radical din și radical din... Așadar face radical din excesul la bine 13 plus 4 radical din 3 plus radical din 13 minus 4 radical din 3 totul pe 2. Și egal mai departe, haideți să lucrăm că avem un pic de lucru. E formula de descompuși chestia of... Radical compuși, nu? Da. Transformarea aceea. Hai să ne amintim formula. Cum era? Radical din A plus minus radical din B. Egal cu A plus B sau A plus C pe 2 minus sau plus minus ceva pe acolo. A minus C pe 2, nu e egal cu... Nu e ce. Ce facem? Nu mai știu. Din nou, am mai spus-o de teoric. Memoria ne poate juca feste și suntem într-o situație delicată. Pentru început, încercăm așa, citim din memorie și mergem pe niște modele să vedem să brodește treaba. Deci dacă ești în situație dificilă, ce faci acum? Ceva trebuie să faci de acolo. Și zic formula care este cine Maria, ți-o amintești? Nu. Deci vine A plus C supra 2 plus sau minus radical din A minus C supra 2. Dacă e plus, mergem pe plus. Dacă e, unde e C? Egal cu radical din A pătrat minus B. Deci ce egal cu radical din A pătrat minus B? Aceasta ar fi formula corectă, dar dacă voi ați citit din memorie acolo, eu aș lua un exemplu, un A și un B acolo, așa fel încât A pătrat minus B să fie un C, este dus radical, adică aș lua bunoară A2 și B1, că 4 că să fie aici, ca să fie pătrat perfect. Hai să vedem, pătrat perfect minus B, să-ți rămână radical să se poată face cât 16 minus, deci A o să fie egal cu 4, ca să fac 16. B-ul e egal cu, nu, 7, da? B-7, 16 minus 7 face 9, dar ca 9 care lucrează aici. Și probez dacă acolo lucrurile stau corecte sau nu. Dacă nu, ar trebui să dovedesc pe asta. Și cum o să o dovedesc? În încercarea de a o scrie, ridic la pătrat ambii membri, calculez acolo și vezi dacă ajung la identitate. Dacă nu, e o problemă. Altfel, aici, în situația dificilă, mă gândesc ce bine ar fi să organizez un pătrat perfect. Poate am baftă, miruna, și ies deodată cu ieșitul. Deci, dacă zic radical din 13 plus 4 radical din 3, visez și eu la ceva la pătrat. La un binom la pătrat. La 4 vine de 2 ori 2 radical din 3. De 2 ori prima parte, ori a doua. Și acum, cine să fie prima parte, cine să fie partea a doua, încât să mă duc, când le adun pe cele două, să facă totul la... să facă 13, da? Da. Ar trebui să zic un 2 radical din 3 și un 1. Ia să vedem cât ar face. Prima parte la pătrat face 4 ori 3, 12 și 1, 13. Am nimerit. Și de două ori prima parte ori a doua, iar am nimerit. De două ori prima parte ori a doua face 4 radicale în 3. Vezi ce baftă am avut? Deci 2 radicale în 3 plus 1 la pătrat e minunat. Și face de aici când am ieșit 2 plus radicale în 3. 2 radicale în 3 plus 1. Deci, am și o șansă de asta dacă mă duc și sezez pătratul perfect. Dacă nu, poate formula. Să mă ajute cum a încercat tu, Iruna. Aici, partea a doua aici, nu mai știe ce să mai zici. Da? Ți amintești? Plus minus, nu mai avea în minte radical din a minus c pe 2. Unde ce am spus că egal cu a pătrat minus b. Hai să facem concret. Să vedem la același rezultat. Deci radical din cât? Din 13 plus 4 radical din 3. Îl băgăm sub radical 4 radical. Îl băgăm sub radical ca să asemene bine radical din 13 plus 16 ori 3, 48. Ce calculăm? E C-ul acela. Ăsta e A-ul. Ăsta e B-ul. A-ul este ăsta. Și sub radical din B-ul. Iar C-ul e radical din A pătrat minus B, adică radical din 13 la 2 minus 48. Și face 169, nu? Da. Minus 48. Minus 48, care face? 128. Adică 11. Da. Și dacă nu-ți dă pătrat, atenție, dacă C-ul nu-ți dă pătrat perfect, nu ai șansă să scapi radical compuși. Deci C-ul trebuie să fie pătrat perfect. Și acum avem radical din, după formulă, A plus C. Adică 13 plus 11 supra 2 plus radical din... De ce plus a zis? De ce plus? Maria? Pentru că aici este plus. Și din cauza asta punem plus între radicale. Deci radical din 13 minus 11 totul pe 2. Și calcul. Și calcul radical pe 12. 13 și 11, 24 pe 2, 12. Plus 1. Plus 1. Ca 12 mai scriem ca 4 ori 3. 2 radicale este... Deci 2 radicale din 3. Este... Da? Am muncit aici. Am muncit și dacă știi formula... Da, mai bine, nu, profesor, că și-au luat formula... Sigur că da, dar asta poate ieși ce pe Irana. Din coace inventiv, dacă ieși și ai prins formula, ieși mult mai repede. Dar ne-am folosit de ocazia asta, ca să ne amintim și formula. Celălalt e 2 radical 3 minus 1. Este... Așa? 2 radical din 3 minus 1 sau 1 minus 2 radical din 3? Păi avem minus 2, deci minusul schimbă, minus... Da, e invers. Aveți spus, adică acolo e 13 minus... Nu știu, eu zic să facem. Eu zic să facem. Da, și eu zic la fel. Da, păi că da, nu știi dacă e... Deci e minusul mai aici sau e minusul în față aici? Deci, facem pe cine radical din 13, minus 4 radical din 3, așa e răzut minunat, egal cu radical din... 13 minus 4, radical din 48. 13 minus radical din 48. C-ul egal cu... C-ul este același cu 11. Maria, te rog, vorbește tu, radical din... Radical din... 169 deodată, nu? Minus 48, egal cu, te rog. Egal cu... 121, radical 121 este 11. Da? Și atunci zicem că radical din 13 minus 4 radical din 3 va fi egal cu, te rog. Cine vorbește? Maria să vorbească și ai, și am egal cu, după formulă, radical din 13 minus radical din 49. Deci vine A plus C. A plus 11. Plus C. Adică plus 11. Pe 2. Pe 2. Plus... Acum e minus Iată, când era cu plus, am mers cu plus. Când e cu minus aici în 3, merge cu minus. Da. Minus. Radicala din... Radicala din 13... minus 11. Minus 11 pe 2. Da, totul pe 2. Face radical din... radical din... 12 minus... Așa. Minus 1. Minus 1. Da, minus 1 este aici. De fapt, trebuia să vedeți foarte repede că minus 1 aici. Că minus 1 între radicale este aici. Și de asta e motivul pentru care trebuia să susțineți minus fără comentarii. Atenție! Nu-s conjugate. Nu-s conjugate? Nu, pentru conjugate am zis că minusul se schimbă aici în fața radicalului. Da, deci atenție multă. Ăsta 1 plus 2 radical din 3 și... tot 2 radical din 3 minus 1. Da? Și 2 radical din 3 minus 1 nu sunt conjugate. Am înțeles, era în fața lui. Da, nu sunt conjugate. Bun. Deci chiar spuneți, nu sunt conjugate. Nu sunt conjugate pentru că nu sunt nemăriți ce le am spus. Așa încât, la media aritmetică, aritmetică, egal ăsta plus ăsta pe 2, da? Deci 2 radical din 3 plus 1 plus 2 radical din 3 minus 1 totul pe 2 face cât? 2 radical din 3. 4 radical din 3 pe 2, 2 radical din 2. Iar media geometrică ia să vedem la media geometrică. Au ele pe care ți-l dau. Da? Radical din... le mulțim. Da. Adică 2 radical din 3 minus 1. Încă 2 radical din 3 plus 1. Și radical din ăsta tot. Da. Nu? Radical din produsul lor. Și cât face Maria? 12 plus 2 radical din 3. Am plus B pe K plus B, a doua metoadă. Sigur că da, îți face 12, cum ai zis, minus 1. Și la care ca din 11. Nu ne-a făcut să mulțim aici. Că mulțim pierdem timp. Venim formula A minus B pe K plus B, face la a doua minus B la a doua, 12. De ce dă și 4, 3, 12, minus 1 și face la care din 11. Ce a făcut autorul aici? Ce credeți că asta? Formula, că aici mă nu. Mai întâi, am vrut să vadă dacă știți că calculați f de și încuiți pe x cu 3 plus radical din 3 sau ce este acolo, 3 plus radical din 3 fost. Da, da. Al doilea moment, ce înseamnă media geometrică, media aritmetică, asta l-a interesat. Și primul calcul în sine, când ați ajuns la media radical compuși, formula, egal lucru și asta. Da? Mergem mai departe. Egal cu 41 de la 22. Repetim funcția F depindă de R cu valoare R. Unde F de X egal cu AX plus B. F de X egal cu AX plus B. Toate de aparținând lui R. A, B, aparținând lui R. Toate diferit de 0. A, diferit de 0. A cărei reprezentare grafică conține punctele A și B, A mare și B mare, unde? A mare. A mare și B mare aparțin graficului lui R. Da. A fiind de coordonate. La punctul A mic. A fiind de coordonate A și A plus 2. A mic și A pe 2. Da. Nu, A plus 2. A plus 2. Da. Și B de coordonate minus A și minus A plus 2. Nu trebuie să faceți asta, faci atunci și punctul B. Dați-l față. Da. Și așa. Aș vrea să mai vedem o dată, mai citim o dată subiectul. Da. 41 la 22. Determinați funcția F de R de F depinde de R cu valoare invers. Cu F de X egal cu AX plus B, unde A și B. F de X egal cu AX plus B. Da. Ne spune așa. Perfect. Da. A și B numerele reale, cu A diferit de 0, a căror reprezentare grafică conține punctele A și B. unde A egal, A e de coordonate A și A plus 2 și B de minus A și minus A plus 2. Asta mă interesează dacă este același A de sus este. Și ce vrea? Să determinăm funcția. Să-i găsim rețeta, nu? Rețeta, da. Și ce vrea? Uite, aia e X plus D, la forma generală. Îți dă coordonatele. Păi nu de... Scriem că F de A plus 2 egală cu... Nu, F de A. Scriem cât egal F de A, F de A egală cu A plus 2. Deci traducem faptul că mare aparține graficului echivalent. Da, așa scrie, da. Echivalent cu... F de X-ul de aici, a lui punctul F de A egal cu A plus 2. Și de desubt D-ul aparține graficului linear. Echivalent va spune că F de cât acum? Că F de minus A. F de minus A este egal cu minus A plus 2. F de minus A egal cu minus A plus 2. Hai să traducem pe prima. Ce înseamnă F de A egal cu A plus 2? Deci în locul F de X așa arată. Și acum F de A înseamnă că în loc de X punem A. Deci vine, atenție, oriunde vedeți X puneți A. Și vine A ori A ori A plus B egal cu A plus 2. Și de sub minunat? Minus A la doua. Minus A pătrat plus B. Egal cu minus A plus 2. Minus A plus 2. Două relații. Echivalent. Cele două relații le transcrim și vine A pătrat plus B și nu. A pătrat plus B egal cu A plus 2. Și respectiv minus A pătrat plus B egal cu minus A plus 2. Le adunăm. Le adunăm să vede că e foarte rapid. Adică 2B egal cu 4, adică B egal cu 2. De asta ne privim la găsit. Și dacă B egal cu 2, nu știu că A egal cu... Ne ducem în oricare de relații. Ne ducem în prima, să zicem, da. Vine A pătrat plus A plus 2 egal cu A pătrat plus B. A pătrat plus A plus 2 egal cu A pătrat plus B. Egal cu A plus 2. Da, i-am auzit singur, că știți că i-a tot timpul. A plus 2 egal cu A pătrat plus 2. Da, bine. Cu A plus 2. Dintr-un 2, Miruna. Da. Și rezultă de aici că? Că A pătrat egal cu A. Deci A egal cu 1. A egal cu 1. Numai atât? Și minus 1. A pătrat minus A egal cu 0. Așa facem. Deci echivalent, s-a spus că A pătrat minus A egal cu 0. Echivalent cu, scoatem pe A factor comun și vine A pe lângă A minus 1 egal cu 0. Și ne întrebăm cât la mulțire, cât se facă 0. 1 și 0. Deci de aici se duce că A 1 egal cu 0, A pe varianta a doua egal cu 1. Dar A e diferit de 0. Da? Cum A diferit de 0, asta pică și rămâne doar A egal cu 1. Dar știți ce am insistat, Miruna? Pentru că rezolvarea acestei ecuații așa se face. Corect. Totul în stângă. Pentru că tu rezolvi varianta. Ai mers cu varianta numai 1, dar și 0 e soluție. Sigur că 0 nu poate fi cadrul codicilor nostru, dar A egal cu 0 și 1 trebuie să luate în seamă. După rezolvare. Și atunci funcția cum arată? Și atunci F de X arată? F de X arată așa. A e 1 și B e 2. Înlocuiești în loc de AX plus B. Egal cu A cât e? A e 1. X plus 2. X plus 2. Așa este legea de corespondență. Sau rețeta, cum spunem noi, într-o limbaj de s-a mai plăcut urechii. Deci am găsit legea de corespondență pentru funcția asta. Acum, funcția este determinată, că știm, idevită pe el, valori în el, știm rețeta, am găsit pe A mic și pe mic. Deci când spune găsește funcția, adică relația de corespondență, rețeta, în niște condiții. Că, iată, punctele A mare și B mare trec, se află pe graficul acela. pe dreapta aceea. Știi, funcția de gradul 1 grafică cu funcție de gradul 1 este o dreaptă. Și în condițiile astea s-a cerut să găsim rețeta. Punctul B. Bănuiesc și B. A e de coordonate A și A minus 1. A și A minus 1. Și B e de coordonate 1 pe A și A minus 1 supra A. A minus 1 supra A. Îl fac cu Maria. Da? Te rog, Maria. Dacă A e aparține lui G de E. Da. Deci faptul că avem A aparține graficului lui G se traduce asta. Înseamnă că F de A e egal cu A minus 1. F de A e egal cu A minus 1. Ce ar însemna echivalent? A ori A plus B. A ori A plus B egal cu A minus 1 sau A pătrat plus B, nu? Da. Plus B egal cu A minus 1. Ratul blochează înainte, da? Cealaltă, B-ul aparține graficului lui B. Înseamnă că F de A pe F de 1 pe A. F de 1 pe A, corect. Este egal cu A minus 1 supra A. A minus 1 supra A, care însemna echivalent. A ori 1 pe A. A ori 1 pe A plus B. B egal cu A minus 1 pe A. A minus 1 supra A, ce este însemna? B egal cu... A, 1 plus B egal cu... Deci simplificăm aici. 1 plus B egal cu A minus 1 supra A. Ceea ce ar însemna... Trebuie să lași ajutor. Puteai să lași. Se vedea cum este A peste tot. Deci amplificăm cu A și vine A plus AB, nu? Da. A plus AB de A. Nu mai este supra A, că elimină numitorul. A plus AB egal cu... Cea de-a doua relație. Așadar, avem două relații. Odată avem pe asta și pe asta. De până mâna spalta, să vedem ce putem face la ele. A pătrat plus B egal cu A minus 1. Și cealaltă este A... Se duce A. Trebuie să le scriu mâna spalta. A plus AB. A plus AB. Egal cu A minus 1. O A minus 1. Ce să facem aici? A pătrat plus B egal cu A minus 1 și A plus AB egal cu A minus 1. Faptul că sunt amândouă egal cu A minus 1, că sunt două egale. Deci de aici rezultă că A pătrat plus B egal cu A plus AB. Echivalent. În felul la relația asta să vedem ce putem face. A pătrat minus A... Da. Hai să ducem totul într-un singur membru. Da? Ducem totul într-un singur membru. Vine A pătrat minus A plus B minus AB egal cu 0. Echivalentul. Dăm pe A, deci pe B. Sigur că da. Deci primele două îmi dăm pe A, deci celălalt îmi dăm pe B. Și vine A pe lângă minus 1. Minus B am să scot. O să vezi de ce. Minus B pe lângă... Spune tu de ce crezi că am scos minus B. Ca să apară în paranteză A minus 1. Minus B pe lângă A minus 1. Că dacă scăteam pe A... Pe B, pardon, ar fi fost 1 minus A. Și nu observ că... Încă... E foarte clar. Acum scoatem încă o dată pe cine în factor comun pe... A minus 1 pe lângă A minus B egal 0. Și când un produs egal cu 0, pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Deci de aici A minus 1 egal cu 0 sau A minus B egal cu 0. De aici rezultă că A egal cu 1. Da? O primă variantă. Și cea de-a doua sau A egal cu 0. Ei, hai să mergem pe varianta care egal cu 1. Să o valorificăm. Deci pentru A egal cu 1, una din condițiile pe care le-am avut la început, una din astea, locuim pe A cu 1 și să vedem B-ul. Ce vă da? Așa, 1 plus B egal cu 0. B egal cu 0, B egal cu minus 1, și atunci funcția e de x arată în condițiile astea. AX plus B, nu? A-ul care e 1, deci vine x minus 1. Deci e de x egal cu x minus 1. Când A-ul egal cu 1. Și cazul 2, când A egal cu D, da, pentru A egal cu D, ce devine? B pătrat plus B egal cu D. Așa, deci B pătrat plus B egal cu D minus 1. Printr-un B se duce. B pătrat egal cu minus 1. B pătrat egal cu minus 1. Tu ce părere ai? Deci, B egal... Ceva la pătrat egal cu minus 1? Nu-ți poate. Imposibil. Imposibil. Nu pasă eu număr negativ. Așa că rămâne doar singura expresie F de x egal cu x minus 1. Ce a fost aici? Ce a fost interesant? În punctul P. Ce a avut autorul? Dacă știți să traduceți faptul că ai pe grafic, da? Au pe grafic, coordonatele sale verifică relația. Adică în loc de x pun pe A și în loc de Y, imaginea este A minus 1. Adică asta deja ajunge, stai aseamnă. La fel de cealaltă. Și din clipa în care am ajuns la cele două relații corect, le luăm deoparte și le prelucrăm. Și a fost important să zicem că A minus 1 și într-un caz și în celălalt. Și de aici am avut de lucrat în relația asta. Important și la momentul ăsta grupajul. Scoatem A minus 1, aranjăm sub forma asta. Când un produs egal 0, pentru fiecare șansă să fie 0, amândouă cazuri trebuie scalaralizate. A egal cu 1 și A egal cu D. A egal cu 1 mă duce și găsește pe B și tot e rezolvat. Iar A egal cu B mă duce la o situație imposibilă. Și cu asta subiectul ăsta epuizat. Dar atenție, așa trebuie de data. Dacă spășiți undeva acolo și atunci A egal cu 1 și vreți să analizați și A egal cu B, nu-i corect. Pentru că drept că mă duci la o situație imposibilă. Dar eu trebuie să spun. Și asta o iau pe drag. Dacă acolo deseamnă variantă. Nu pot să spun că plec, eu văd de treabă. Da. Și acum să vedem un alt subiect. Avem subiect? Avem. Da, scrie tot. Determinați funcția lineară. 49 de la pagina 23. 49 de la 23. Mai închidem cam a doua preșată. Determinați funcția lineară a cărui reprezentare grafică conține originea. Determinați f liniară, f de x egal cu ax plus b. Funcția lineară, voi nu știți așa, adică funcția de gradul întâi deocamdată. Da. De ce spune liniară? Fiindcă grafică e dreaptă. Asta e. Da? A cărei reprezentare grafică conține originea și face cu axa OX un unghi cu măsura egală cu 30 de grade. Determinați funcția liniară a cărei reprezentare grafică conține originea. Stop. Ce înseamnă că conține originea? Înseamnă că punctul de coordonate originea 0, 0, aparține graficul F. Deci traducem chestia asta. Faptul că, iată, graficul conține originea, sau originea se află pe grafic. Și asta s-ar traduce cum? Că F de 0 egal cu... F de 0 egal cu 0. Și asta s-ar traduce mai departe, mai până aici. F de 0 egal cu 0, nu prin pe x cu 0, înseamnă a ori 0 egal plus b egal cu 0. Adică am găsit pe b egal cu 0. Da? Deci de f de x, în clipa asta, știu că arată a ori x. Deci m-am oprit, nici n-am vrut să mă ascult ce îmi spune mai departe. De ce? Am valorificat ce înseamnă că punctul acesta este pe grafic. Deci determinați punctul liniară care reprezentare grafică conține originea și face cu axa OX un unghi de cu măsura egală cu 30 de grade. Pe măsura dintre OX și FX, nu? Graf pe FX. Da. Egal cu 30 de grade, nu? Sau sigur. Da, da, 30. Da, da. Aici trebuie să încep să fiu un pic inventiv. Să încerc să reprezint dreapta asta. Ea trece prin origine, așa. Dar poți să duci foarte multe trepte prin origine. Numai că zici, faci cu axa OX un unghi de câte grade? De 30 de grade. Adică 90 învățătă trec, gata. Și asta este. Adică luăm cu compasul și vedem compas cu... Ai, nu, am ca reprezentare. Dacă mai trebuie să o găsesc efectiv, eu trebuie să găsesc pe aula. Bun. Ce mă fac? Dați-mă idei. Păi scrie că l-ai de 30. Da. Ducem o perpendiculară dintr-un punct pe OX. Luăm un punct. M. Pe dreapta. M? Unde îl luăm? Oriunde. Pe dreapta. Pe dreapta. Pe dreapta. De coordonate, zici tu niște coordonate. 3-5. Am luat întâmplare. Cam s-o dus. Păi dacă ai spus pe dreapta. Dacă ai spus pe dreapta, ai luat pe X 3 și ca Y cât să pună? Trebuie să calculeze. Sigur că da. Că e pe dreapta. Cât este F de 3? Deci 3 și F de 3. E 3A. Da? 3A. Deci coordonatele sunt 3 și F de 3 e pe dreapta, nu la întâmplare. Da? Deci corect este cum să spune? 3 și 3A. M de coordonate 3 și 3A. 3A. Ducem o perpendiculară din M pe OX. Da. O notăm cu R. Bun. O să avem că M-R-O. Cât este O-R de mare? O-R este cât... O-R, O-R2 egal cu O-M. O-R cât este? V-am zis. A, nu, O-R... Adică cât ești? Păi da. Da, exact. Păi este, cât este O-R? Poți să-mi spui. Că tu ești la mine, cât este O-R. Mai da. Da, chiar... dură. Este greu. Păi trei, măi, că ai luat un... Atenție, atenție. Lăsăm așa ca să pătrundem în exercițiu. Că... Da. Oprim aici discuția. Deci 3, că ai zis tu, X-ul e 3. Asta e X-ul punctului. Și Y-ul ăsta, cât este? 3A. 3A. Că este el de 3. 3A. Mai explicați odată mirunei. Da, cum mai există. Dacă spuneai 2, miruna, spuneam că X-ul este 2, X-ul este așa. Aaaa! Lăsați. Nu insist, da? Înțeles? Deci punctul are coordonate, X-ul și Y-ul. Și Y-ul este asta, da? Deci 3 și 3A. Și unghi de 30 de grade. Da. Cine leagă catetere? Știu, catetere. Ce funcții te lume? Asta, prima. Și tangent, nu tangent, dar... Sinusul? Da. Sinusul leagă cateta cu ipotenuză. A, zi bine, tangenta. Tangenta. Deci tangenta unghiului. Alo? Nu pot să vorbim, suntem lecții de matematică. Dacă vă interesează matematică, da. Nu, la apicultură după ora 8. Da, nu așa. Deci tangenta, unghiului de 30 de grade, este egal cu cateta opusă supra cateta laterală, care e? Echivalentul. Tangent de 30 de grade știu cât este. Radical între pe 3. Radical între pe 3? Nu știu. Eu merg în mâna lui Miruna. Devânată ce zici? Eu cu mâna Mariei. Așa. Dar vedeți că era sumana cu 30, 45 sau 60 și se repetau, nu? Parcă era ceva. Da. Așa. Și de minte bine. Mai arătate o dată, o să mai arăt cealaltă dată. Oricum. Oricum, domnul Custă, acum nu știm și nu știm, te facem și prin altfel acolo. Cum? Știm că ăla e un dreptunghi, da. Deci o e în 6A. Știm că ăla e din 30. O eu este? E 6A. Duplul lui 3A, 6A de acolo. Facem teoria în Pitagora. Așa. Și pe A, nu? Și pleci și acolo, da, ești din ea spune, dacă nu știi sinul de 30, ea știi sinul de 30, adică jumătate de ipotenuză, dar ea o traduce altfel. Cateta opusă e jumătate de ipotenuză, ipotenuza e dublu catetei. Dar e sinusul ascult. Da. Deci, practic, ne știi tangenta, te duci și afli pe asta. Altă zici că e 6A. Hai să mergem să vedem dacă ar veni la același lucru. Și vine 6A pe A. 6A, adică 36 A pe A. 6A pe A. Egal cu 9 plus 9A pătrat. 9 plus 9A pătrat. 25A pătrat egal cu 9. 25A pătrat egal cu 9. Adică 5A totul la pătrat egal cu 3 la pătrat. Deci 5A totul la 2 egal cu 3 totul la 2. Deci 5A egal cu 3. Deci 5A egal cu... Egal cu 3. Egal cu... Și... Egal cu... Egal cu... Modul din 3. Așa. Modul din 3 sau egal plus minus 3. De asta am vrut să zic egal cu... Am înțeles. Plus minus 3. Deci înseamnă că A egal cu plus minus... A egal cu plus minus 3 pe 5. Dar în cazul A rămâne cu plus 3 pe 5. Pentru că așa există un... negativ, nu? În felul în care ai gândit aici. Că poți să zici și în partea asta să fie la 30 de grade. Noi am zis să faci 30 de grade în sensul acesta. Dar putea să zici și 30 de grade în partea asta. Cu A sau X. Atunci ar fost la un negativ. Păi de ce nu zicem că nu sunt mai multe variante? Excelent. Abia acum... Mai citim o dată problema, să zice așa. Vedem funcția liniară, a cărei reprezentare grafică conține originea și face cu axa X un unghi cu măsura egală cu 30 de grade. Deci nu spune în sensul ăsta. Și noi putem face și în partea asta. Da. Și atunci, ambele valori trebuie să luate. Bun, dar să o terminăm pe asta. Exact. Și dacă vreți să o terminăm pe asta, înseamnă că o putem termina în clipa asta și zicem că X egal cu AX, nu? AX, în care avem două variante. F1 de X egal cu 3 pe 5X și altă reprezentare 2 de X egal cu minus 3 pe 5X. Da. Deci ambele variante trebuie luate atâta vreme că nu ni se precizează în ce sens putem lua. Și am pozitiv și am negativ. Și atâta este povestea. Și ce mai întreb? Găsi rețeta. Așa, și acum nu ducem și pe... Pe tot aceea. Vrei să facem cu tangenta? Nu, nu. Tangenta egal cateta opusă supra cateta alăturată, am spus aici. Tangenta de 30 de grade să-ți mie, Maria, că e radical din 3 pe 3, merge de mâna ei, și egal cu 3A, nu? Și dacă apare contradicții, trebuie să o vedem de unde este. Deci radical din 3 pe 3 egal cu 3A pe... Egal cu A. Că s-o simplificat pe aici, nu? Aha. 3 pe 3 și egal cu A. Deci, legile rezultă că A egal cu radical din 3 pe 3. Și nouă ne-a dat A-ul egal cu 3 pe 5. 3 pe 5. Este o trăsnaie. Nu poate să fie... Nu pe radical din 3 ori era suficient.